Mulțumesc astăzi, doamnei premier Viorica Dăncilă, pentru găzduire, pentru că în momentul în care v-am sunat să vă rog să discutăm un pic despre cazul Roșia Montană, dosarul Roșia Montană și tot ceea ce implică el la această oră, ați avut această amabilitate de a primi echipa Gândul Exclusiv la dumneavoastră acasă. Doamna premier, primul meu reper în ceea ce privește Roșia Montană este acela că a existat o investiție foarte mare făcută de cei de la Gold Corporation pe o lungă perioadă de timp, iar acum, pentru că această investiție a fost stopată și pierdută chiar de către cei de la Gold Corporation în urma intrării zonei a perimetrului Roșia Montană în patrimoniul UNESCO. Avem acest proces foarte greu la care se așteaptă decizia în aceste zile, care poate fi dat oricând de la Curtea de Arbitraj de la Washington. Aș vrea să vă întreb, dumneavoastră ați fost în miezul acestei probleme în momentul în care s-a stopat dosarul respectiv, mai bine zis, dosarul prin care se solicita intrarea acestei zone în patrimoniul UNESCO. Povestiți-mi, vă rog, la acea vreme, cum s-au derulat procedurile înainte de această stopare? În 2018 am fost informată că pe masa UNESCO se află dosarul Roșia Montană. Știam că este un dosar sensibil, știam că există un litigiu legat de această investiție la Curtea de Arbitraj de la Washington și bineînțeles că trebuia să iau măsurile necesare astfel încât să apăr interesele financiare ale statului român. Am chemat imediat ministrul culturii de atunci, George Ivașcu, și l-am rugat să facă toate demersurile pentru ca acest dosar să se afle în atenția CSAT. Având în vedere că în CSAT se aflau toți miniștrii care aveau putere de decizie, toți miniștrii care puteau fi implicați în soluționarea acestei situații, precum și serviciile și președintele României, am considerat că acest dosar, având în vedere că este vorba de un obiectiv național, trebuie discutat în CSAT și, bineînțeles, trebuie luată o hotărâre în CSAT. Este adevărat, dosarul a fost pus pe masa CSAT-ului, dar decizia a fost ca acest dosar referitor la Roșia Montană să fie gestionat de către Guvernul României. Deci răspunsul punctual al CSAT-ului, care a fost? Gestionarea dosarului de către Guvernul României. Deci, cu alte cuvinte, l-a aruncat în curtea Guvernului. Era foarte important să luăm decizia corectă. Știam că este un dosar sensibil. Am chemat alături de mine miniștrii economiei, finanțelor, culturii și justiției, Adică adică Eugen Teodorovici, Tudorel Toader, George Ivașcu și Nicolae Bădălău la acea vreme. Am discutat despre acest dosar, am chemat și consilierii din partea primului ministru, Andreea Păstârnac, am chemat specialiști și am luat toate documentele referitoare la acest dosar și toate scenariile posibile, astfel încât să luăm hotărârea cea mai bună în favoarea României. avocați Am au fost chemat la și discuții. avocați, da, am chemat și avocați, am chemat specialiștii în drept internațional, astfel încât să luăm decizia cea mai bună. Toți au fost de părere că dacă acest dosar, dacă Roșia Montană va fi trecută în patrimoniul UNESCO, am putea da un motiv în plus pentru câștigarea procesului de către Gabriel Resources. Atunci am hotărât să cerem amânarea acestui dosar până la rezolvarea litigiului.
Am făcut demersurile necesare, am luat legătura cu mai mulți lideri din țările membre ale UNESCO, am făcut un raport în care am explicat de ce cerem amânarea, nu retragerea dosarului, amânarea discutării dosarului după ce acest litigiu va fi soluționat. Ați vorbit de lideri din țările UNESCO. Puteți să-mi spuneți cu cine ați discutat? Deci știu că în acea vreme președintele era din Oman, am discutat cu Omanul, am discutat cu țări arabe, am discutat cu țări europene, am discutat la nivel înalt și am explicat situația Și ei ce v-au spus? referitoare la acest lucru. Marea majoritate au considerat că este o cerere foarte bine întemeiată și răspunsul lor s-a văzut în faptul că au fost de acord cu amânarea Cu dosarului, cu suspendarea. suspendarea dosarului, cu amânarea până la rezolvarea litigiului. Acest lucru a fost atunci, în 2018, foarte criticat. Cu toate că am încercat și cred eu că am reușit să protejăm interesele financiare ale României, foarte mulți atunci, știți bine, au ieșit în stradă, au făcut demonstrații pentru faptul că nu am fost de acord cu trecerea în patrimoniu UNESCO în acea perioadă. Tot în acel moment, noi ne-am angajat că vom ține în conservare Roșia Montană, lucru pe care deja l-am și făcut. Nu știu ce s-a întâmplat în 2021, pentru că noi am cerut această amânare până la sentința definitivă a Curții de Arbitraj de la Washington. În 2021, dosarul a fost din nou pus pe masa UNESCO, a trecut și din 2021, din iulie 2021, Roșia Montană a intrat în patrimoniul UNESCO. Interesant, pentru că dumneavoastră ați spus că argumentele pe care le-ați adus la UNESCO atunci pentru suspendarea acestei Amânarea. discuții, amânarea discuției privind decizia de intrare în patrimoniul UNESCO a Roșiei Montane, a fost privită pozitiv, în sensul că s-a luat și decizia suspendării. Drept urmare, avem acum anul 2021, în care argumentele care erau pentru suspendare n-au mai ținut în fața unei noi cereri a guvernului României de atunci, recte a domnului premier Câțu era în Cățu, Florin Cățu. 2021, da. Așa. Și atunci, cum vi se pare totuși această modalitate de a gândi argumentele pozitive din 2018 care au dus la suspendare cu argumentele evaluatorilor de după care au dus la intrarea Roșiei Montane în patrimoniul UNESCO? Cred că a fost o greșeală și cred că acest lucru s-a întâmplat de foarte multe ori în România. Chiar în dosarul Roșia Montană. Faptul că s-au luat anumite decizii și ele nu au fost continuate de premierii următori a condus de foarte multe ori la pierderea unor lucruri bune pentru România. Eu cred că în 2021 trebuia să meargă pe aceeași linie, pentru că nu era linia guvernului Dăncilă, nu era linia premierului Dăncilă, era o linie de țară care putea să ajute la sentința definitivă a Curții de Arbitraj de la Washington. Am văzut că atunci a fost chiar foarte mulți au salutat și foarte mulți au fost foarte încântați de acest aspect. Nu cred că era o mare tragedie dacă se mai amâna până în 2020, februarie 2024, când se dădea sentința definitivă. Ceea ce este trist este faptul că deciziile unor foști premieri, deciziile unor oameni, nu vreau eu să spun cine este vinovat, nu am motivarea, nu știu, dar conduc la o sumă foarte mare pe care trebuie să o plătească guvernul actual, fără Dacă să aibă o se va vină, lua această dacă se decizie va lua la această Washington. decizie și pe care o vor plăti tot românii. Mai grav este că se vor plăti și penalități, pentru Exact. că este vorba despre O decizie o imediată. decizie cu punere în executare imediată și ai penalități pe zi din Exact. ceea ce cunosc. Exact, iar în situația în care ne aflăm acum, cu un deficit foarte mare, cu împrumuturi la dobânzi foarte mari pe care le ia România,
la faptul că în 4 ani România s-a împrumutat cât în 30 de ani, gândiți-vă că o altă sumă care creează presiune asupra bugetului național va constitui un element dezastruos. Ce înseamnă 3,3 sau 2,2 miliarde de euro actualmente pentru bugetul României? O creștere a pensiilor, o creștere a salariilor, investiții, Și ce înseamnă să-i piardă? un nou împrumut pe care trebuie să-l facă România ca să poată să achite acest prejudiciu, pentru că, așa cum ați spus, fiecare zi va adăuga sume suplimentare și atunci suma într-un an de zile poate fi foarte, foarte mare. Să fim totuși optimiști. Revenind la acel moment, 2018, ați avut discuții atunci cu șefii serviciilor de informații, cu SRI-ul, cu Serviciul de Informații Externe pe această temă? Bineînțeles, dacă am pus pe masa Consiliului Superior de Apărare a Țării, acolo erau și șefii serviciilor și Adică dacă ați avut o informare înainte. am solicitat și mi-au trimis un punct de vedere. Și care era punctul lor de vedere? Un punct de vedere în care să cer istoricul Litigios. litigios sau tot istoricul legat de Roșia Montană, A investiției, a a proiectului. investiției, pentru că dânșii nu puteau să-mi dea un sfat ce măsură să iau, dar mi-au pus la dispoziție toate datele referitoare la acest proiect legat de Roșia Montană Ați și m-au avut. ajutat să iau o decizie. Scuze. Ați avut pe masă, desigur, și de la Agenția privind resursele minerale ale statului român, De la un punct de NRM vedere? am cerut de la toate instituțiile care aveau un cuvânt de spus. Am cerut puncte de vedere, am ascultat unii oameni de acolo, astfel încât să pot să iau cea mai bună decizie. Din punctul dumneavoastră de vedere, doamna premier, aș vrea să-mi spuneți, averea pe care o are statul român în acel perimetru, respectiv, nu numai minereul aurifer, ci și alte minereuri care se extrag Metale totodată, rare și. wolfram și alte minereuri rare, foarte valoroase, poate chiar mai valoroase decât aurul, pot constitui, atâta vreme cât s-a intrat cu această zonă în patrimoniu, deci nu te mai poți atinge ever de ele dacă așa vor rămâne lucrurile. Puteau constitui o resursă în ceea ce privește exploatarea lor de-a lungul timpului, cu o redevență în care statul român să aibă Câștige. un profit. Ar fi putut constitui o sursă de îmbogățire și a zonei și a țării, a bugetului consolidat al României. Categoric da. Bine, exploatarea nu trebuia să facă cu ceanuri. Nu trebuia să avem o exploatare care să aibă grijă de mediu, să protejeze mediul. Dar tehnica a avansat. Puteam ca anumite galerii să le lăsăm în exploatare. Iar acest lucru crea și locuri de muncă pentru zonă, crea dezvoltare pentru zonă, dar ne dădea și un raport corect între resurse și dezvoltarea României. Și cred că acest lucru trebuie luat în considerare, pentru că România are resurse. România are resurse, dar avem nevoie de un program la care lucrez în acest moment, astfel încât aceste resurse să fie exploatate în favoarea României și a cetățenilor români. Proiectul va aparține sau este al echipei? Nu, este al echipei Partidului Națiune Oameni Împreună, partid a cărui președinte sunt. Și credeți că acest proiect ar putea fi susținut și de alte partide? Vorbesc de un parteneriat, de o coaliție, să spunem, politică în ceea ce privește acest proiect? Noi avem o abordare prin care ne bazăm pe participarea asemănătoare cu declarația de la Snagov, bineînțeles, adaptată condițiilor actuale. Deci noi vom prezenta un proiect politic de dezvoltare pentru România, dublat de o proiecție financiară pentru fiecare proiect în parte, adică de unde luăm banii ca să realizăm acel proiect,
Iar noi vrem ca la masă să vină toate partidele politice care pot aduce un plus sau care sunt de acord cu elementele pe care noi le aducem în atenția publică. Este important ca în situații dificile pentru țară, pentru că este o situație dificilă, să lăsăm toată această dispută politică și să ne unim pentru realizarea unor proiecte importante pentru țară. Referitor la momentul 2018 și apoi la un alt moment important, acela în care ați avut un discurs în Parlament în perioada în care România trebuia să preia președinția Comisiei Europene, Consiliului Uniunii Consiliului Europene. Europene, Uniunii Europene, trimestrială, desigur. Așa. Atunci ați avut o opoziție fermă a celor de la USR, au venit cu pancarde pe care scria Exact. Mare, Roșia, Montană și așa mai departe. Cum ați simțit dumneavoastră la acel moment presiunea celor de la USR, a celor zeci de mii, spunem că au fost foarte mulți, dintre cei care făceau parte din ONG-urile pe mediu cu privire la subiectul Roșia Montană. A fost o presiune directă, indirectă? Ați avut amenințări? Nu am avut amenințări, dar presiunea a existat. Știți foarte bine că atât în Parlament, cât și în fața Palatului Victoria veneau și manifestau pentru acest proiect. Eu am încercat să am o Pentru a stopa discuție, acest. da, pentru a stopa să stopeze proiectul, pentru a trece Roșia Montană în patrimoniul UNESCO. Am avut o discuție cu delegația celor care manifestau. Le-am explicat care este situația și le-am explicat un lucru corect. Am amânat pentru că este în joc interesul României. Și între interesul României și faptul că vrei acum sau peste un an, primează interesul României. Le-am explicat acest lucru. Bine, eu cred că din punct de vedere politic, de fiecare dată acționau în acest sens, nu se gândeau dacă este în favoarea României sau nu, ci la imaginea pe care o dădeau aceste proiecte. Țineți minte că aceleași manifestări le-am avut și când am pus 2% pe cifra de afaceri a Da. multinaționalelor, toate lucrurile care le luam în favoarea României, dar deranjau anumite entități, de fiecare dată se soldau cu astfel de manifestări. Pentru mine este important că am putut atunci să stopez acest proiect, că atunci am găsit înțelegere la ceilalți lideri și că acest lucru, dacă era continuat, poate ducea la un alt rezultat. Nu credeți că România ar duce-o mult mai bine dacă economicul ar genera deciziile politice și nu invers, dacă politicul ar fi în fața deciziilor economice? Cred că România ar duce mult mai bine dacă ar avea un program, un program pe termen scurt, mediu și lung, care trebuie văzut ca o foaie de parcurs. Eu așa am lucrat. Am avut un program pe fiecare minister în parte și pe care la data respectivă, care era trecută în program, trebuia să-l pun în aplicare. Pentru că acest lucru oferă și stabilitate, dar și predictibilitate. Stabilitate din punct de vedere financiar și faptul că ai susținerea celor care văd că totuși iei decizii bune, iei decizii imediate și iei decizii pentru țară, iar predictibilitate, faptul că știi ce se întâmplă peste o săptămână, peste o lună, peste un an sau peste 5 ani. Și cred că acesta este drumul pe care trebuie să meargă România. În altă ordine de idei, m-ați întrebat de partea economică. Da, în momentul în care faci un program de guvernare, trebuie să te consulți cu specialiști în diferite domenii, dar să iei și pulsul oamenilor. Pentru că de multe ori poți să fii informat greșit sau să nu cunoști situația reală. În acea perioadă ați avut discuții și cu primarul de la Roșia Montană, Nu aveam de ce să cu discut. autoritățile Nu, locale, n-am discutat. pentru că ei erau
foarte implicați acolo și oamenii respectivi au spus că își pierd locurile de muncă. Că dacă ar fi fost această investiție, ar fi ridicat cumva și turistic zona, pentru că mai sunt proiecte în lume, în anumite țări, identice, să spunem așa, în care exploatarea a asaltat zona respectivă, cum ar fi în Spania, spre exemplu. Exact, dar nu puteam să schimb decizia. Era un litigiu, nu puteam să schimb absolut nimic, nu puteam să le dau oamenilor o speranță pentru că nu aveam cum în acel moment și am căutat ca să iau decizia bună astfel încât țara să nu plătească niște sume care ar pune presiune pe buget. Nu puteam să încep exploatare, să fac altceva, să caut ceva prietenos cu mediul, pentru că deja era un litigiu, era o firmă, deci nu puteam schimba lucrurile. Singurul lucru pe care puteam să-l fac era să nu dau motive în plus ca să pierdem acest proces. Ați discutat cu Victor Ponta despre acest subiect? Nu, n-am discutat cu Victor Niciodată. Ponta, nu. Nu, n-am discutat cu Victor Ponta, nu am discutat nici cu ceilalți. Eu cred că fiecare dintre foștii prim-miniștri care au fost implicați în acest proiect trebuie să-și prezinte argumentele. Eu nu arăt cu degetul către nimeni, nu spun cine a greșit, pentru că poate sunt elemente pe care nu le cunosc și atunci aș veni cu o ipoteză greșită. Ceea ce știu sigur este că guvernul actual și cetățenii, dacă va fi o decizie în favoarea Gabriel Resources, vor fi cei care vor deconta. Vă mulțumesc foarte mult Și eu pentru acest mulțumesc. interviu și pentru răspunsuri.